E a treia oară când încerc să fac clipul ăsta pentru că, efectiv, de fiecare dată când am început filmarea, n-am putut să desfac cutia. Și da, astăzi vreau să vă arăt ce cărți mi-am comandat de pe Elefant. Să vedeți și voi ce citesc. În sfârșit, am putut să deschid asta. Se pare că prima este Manual complet al vieții natură, 374 de sfaturi practice. Nu știu când o să mă ajute chestia asta, nu se știe. Mie îmi place să călătoresc și e posibil să mă ajute. În spate se vede colecția mea de energizante. Nu fac reclamă la ele, chiar dacă aș vrea. Ok, apoi ce mai am aici? Arta de a citi gândurile. Ceva psihologie practică, îmi place. Sper să fie mișto, pare interesantă. Apoi, ceva legat de business, o carte românească, de ce eșuează companiile, 10 greșeli și 100 de soluții. Ok. Cum să-ți reinventezi viața? Cartea asta nu știu unde am văzut-o, undeva pe Facebook sau pe un blog, nu mai știu, într-un top, nu mai știu exact unde am văzut-o. Mi s-a părut interesantă și am zis o cumpăr. Sau la Wheel of Books cred că am văzut-o. Cum să-ți controlezi furia înainte de a te controla ea pe tine? Chiar am nevoie pentru că mă enervez destul de ușor, mă enervez în general când dau de proști. Ok. Înțelepciunea psihopaților, cartea asta mi se pare super interesantă, din descriere mi s-a părut foarte interesantă, din experiențe de viață a sfinților, spionilor și criminalilor în serie. Da, pare interesantă. Un click, Jeff Bezos și ascensiunea Amazon, o carte legată de Amazon și Jeff Bezos. Pare mișto și asta. O carte pe care vreau să o citesc de foarte mult timp, biografia lui Alan Watts, este un filozof pe care îl ascult foarte des, aproape în fiecare zi, e filozoful meu preferat. E foarte mișto, recomand să-l citiți. Credeam că e mai mare cartea asta. Dă lovitura, deci acum e momentul să faci bani din pasiunea ta, de Gary Vaynerchuk. Gary V, am mai vorbit de el, recomand. Ok. Manualul adolescenților stresați, dar foarte inteligenți. Din descriere, cartea asta m-a convins. Avea tot felul de întrebări cu niște răspunsuri și întrebările alea mi le puneam și eu. Și e faină. Nikola Tesla, invențiile mele. Asta e biografia lui Nikola Tesla. Pentru că mi se pare foarte interesant. Ok. Oprește-te puțin și privește în jur. Cartea asta, pur și simplu, mă uitam pe Elefant, m-a atras titlul și am zis să o cumpăr. O 109 răspunsuri științifice la întrebări cotidiene. Și asta mi s-a părut o carte interesantă. Tot așa am citit descrierea, mi s-a părut ok. Și încă o carte importantă, biografia lui Benjamin Franklin. Povestea vieții mele. Abia aștept să o citesc și pe asta, la fel, de mult aștept să o citesc și cam cărțile astea sunt. Ar trebui să fie 14. 14 mi-am comandat. Cred că sunt toate. Și dacă vreți să le cumpărați și voi, o să vă las un link în descriere de unde le puteți cumpăra sau puteți intra pe Elefant și să le căutați. Poate voi face un videoclip despre ele, bine, nu despre fiecare în parte, dar uite, de exemplu, asta, aș putea să fac un videoclip despre asta, foarte mișto, sau despre asta. Cam atât, ne vedem mâine.